alguna mujer. Da. Îl vedem, nu? Da. Și rezultă că minus de nemic de căpări capa, nemic egal de 4, împărțim la 2. Și rezultă că minus 1 mai mic decât K mai mic sau egal decât 2. Cu K plus Z. Ca și deci, rezultă că K aparține mulțimii 0, 1, 2. Corect. 0, 1 și 2. Și zici la fapt. Pentru... K egal cu 0. Pentru că egal cu 0. X de forma 2K plus 1. Uitați acolo, aveți că sunt bani. X egal cu 1. Pentru că apa egal cu 1. X egal cu 3. Și capa egal cu 2. X egal cu 5. X egal cu 5, da? Așa este. Răspunsul la ecuația asta este X aparține mulțimii valorilor 1, 3 și 5. Și 5. Da? 1, 3 și 5 sunt valorile. Tot din astea mai avem? Mai e una. Una? Ha. Spațiul meu care este un profesor și eu știu că da, da. Dar ce mai avem? Mai facem încă... Mai facem încă din tine primul. Da, sunt alfa. Și face adet alte modele? Da. Hai să-l facem și plena. De ce să nu facem? Că e fain, nu? Când înțeleg. Și le facem pe toate. Corect. Hai să-i facem pe toate. Zi... 3 plus 4 pe 5 și e mai mic decât partea întreagă al 3x plus 4 pe 5 plus 1. În loc de 3x plus 4 pe 5 care înseamnă că e în 4x plus 3 pe 5, mai mic egal decât 3x plus 4 pe 5, mai mic decât 4x plus 3 pe 5 plus 1. Am început la ceilalți plus 3, mai mic egal de 3 plus 4. Am început la ceilalți. Da, da, nu și 1. La 1, da. 4x plus 3, mai mic egal de 3 plus 4, mai mic egal de 4x plus 8. Scădem în 4, avem 4x minus 3, mai mic egal de 3x, mai mic egal de 4x plus 4. Scădem în minus 4x. Și avem că minus 1 mai mic egal decât minus x mai mic egal decât 4. Împărțim cu minus 1 și avem că minus 4 nu-i mai mic egal așa. Mai minus 4 e mai mic decât x mai mic egal decât 1. Și știm că x este 4x plus 3 pe 5 egal cu k. Și de aici scoatem pe 5k egal cu 4x plus 3. Deci, x egal cu 5k minus 3 pe 4. Așa. Și atunci avem că minus 4 e mai mic ca 5k minus 3 supra 4, mai mic egal ca 1. Facem aceeași numitor și avem minus 16 mai mic ca 5k minus 3, mai mic egal ca 4, plus 3 și avem minus 13 mai mic ca 5k mai mic deci egal ca 1. Deci 13 mai mic decât 5k. Mai mic egal ca 1. Împărțim prin 5 și avem că minus 13 pe 5 mai mic decât k mai mic egal decât 1 pe 5. Minus 13 pe 5 mai mic decât k mai mic decât mai mic egal decât k 1 pe 5. Și avem 1 sau 13? Cum ai zis? Minus 13 pe 5. 1 pe 5, părere, da? Împărțit prin 5. Cu K din Z, acum avem da. Aici. Da, scrie asta. Rezultă? Rezultă că K poate să fie 2, minus 2, minus 1 și 0. Deci minus K aparține. Mulțumim, K aparține. Minus 2, minus 1 și 0.
Și zero. Întregi de aici. Da. Și atunci, pentru K egal cu minus 2, unde am scris? Pentru K egal cu minus 2. Uitați în fața dumneavoastră. Da. Minus 13 pe 4. X egal cu minus 13 pe 4, corect, pentru K egal. Pentru K egal cu minus 1, X egal cu minus 8 pe 4, adică minus 2. Și pentru K egal cu 0, X egal cu minus 3 pe 4. Adică X aparține valorilor... Mulțumim valorilor pentru ecuația asta, răspunsul. Adică X aparține, mulțumim valorilor, minus 13 pe 4. Minus 2 și respectiv minus 3 pe 4. Acestea sunt valorile pe care le-am găsit la ecuația de mai sus. Mai aveți? Am plus gen, da? Asta o stăpâniți, da? Ați înțeles? Bravo. Hai să vedem, știi ce-i vorba, cum am zis? Partea fracțională din x supra partea întreagă din x egal cu x. Partea fracțională din x supra partea întreagă din x. Egal cu X. Se demonstrăm asta, da? Da. Deci partea fracțională de X supra partea întreagă de X egal cu X. Păi să vedem legătura pe care o avem noi. Noi știm așa că X egal cu partea întreagă de X plus partea fracțională a lui X. Nu-i așa, da. Și apoi ajungem la aceeași numitor, nu? La același numitor. Adică amplificăm cu... partea întreagă a lui X. Și nu prea vine mie să văd aici cum lucrurile merg. Dar sigur e așa? Sau da, și sau scrie pe partea fracțională ca și fiind... Da, nu X minus partea întreagă lui X. Haideți să luăm un exemplu, domn profesor. Așa. Să înțelegem și noi. 3,7. Ia să vedem. Exact, 3,7. Deci dacă X ar fi egal cu 3,7, atunci partea fracțională a lui 3,7 supra partea întreagă a lui 3,7 să fie egal cu 3,7. Deci să fie egal cu 3,7. Ia să vedem, mai adevărat. Echivalentul a spune că partea fracțională 3,7 este 0,7. Supra 3 să fie egal cu 3,7. Niciodată. Este greșit. Dar nu mai scris pe care. Tot la fel. Bine, și ce trebuie să faci? Să poate să aflăm care e spre suspectul chestia asta. Poate așa, da. Se rezolvă ecuația asta. Asta da, mai merge, dar nu s-a arătăm de identitate. Că nu, ia uitați-vă, prin exemplu. E ecuație. Asta e altceva. Rezolvați ecuația. Da, rezolvați ecuația. Aha. Bun, vă luați la cap. Asta zicem. Zicem așa. Partea fracțională. Da, să scriem. Da. Eu am văzut sentimentul. Poate da, să vedem acolo, dar eu, ca să înțelegem, eu am avut sentimentul să demonstrăm identitatea. Exact. Indiferent ce X. Am vrea să văd cum mai scris și alții. Hai, nu contează. Hai să vedem. Hai, acum zicem, dar ne ducem la... Și zicem, echivalent, aici, partea fracțională a lui X este egal cu X, ori partea întreagă a lui X. Și dacă vrem să scăpăm de partea fracționară, punem cine este partea fracționară sau cu cine este egal partea fracționară. Este X minus partea sa întreagă. Deci X minus partea sa întreagă al lui X se fie egal cu X ori partea sa întreagă al lui X. Partea întreagă al lui X. Acum ar reduce totul într-un singur membru să scot pe X în factor. Și ar fi așa, echivalentul X minus X cu partea sa întreagă lui X egal cu partea întreagă lui X. Am dus pe asta așa. Scot în factor X pentru că 1 minus partea întreagă lui X e cu partea întreagă lui X. Și
asta ar fi o ecuație dimensiunea numărul 3. Pe partea întreagă e un K. Nu v-ați cablat? De ce? Pentru că s-aude acolo albin. S-aude albin. Uite, nu. S-aude încă celule. Vedeți, dar mai încet? În căștile astea. Nu știu să s-aude în căști. Haide, tare. S-aude la calculator. Da, s-aude la calculator în partea cealaltă. Bun. Pe listul de acolo. Deci, hai să vedem ce aș putea să înțeleg aici. Cine ori? Cine să facă un număr întreg? Deci, de aici, minus partea întreagă a lui X, este un număr întreg aici. Nu din 1, scad partea sa întreagă, rămâne un întreg. Și X, un întreg, să fac un întreg, neapărat X-ul trebuie să fie tot întreg. Deci, X-ul să fie întreg, atunci... Dar n-ați lucrat la clasă cu partea fracțională? Mm-hmm. Nu, trebuie să vedem aici. Noi, o chestie care trebuie să o analizăm acum. Deci, dând așa, un factor comun, mi-a dat X pe lângă 1 minus partea asta întreaga lui X, i-a dat partea întreaga lui X. Și cum partea asta, partea întreagă este un număr întreg din Z, aici e un produs de două numere și un număr întreg. Asta e X-ul tot din Z. Și 1 minus partea întreaga lui X, X minus partea întreaga lui X este un număr din Z aici. Uh-huh. Și acum produsul a două numere să fie un număr întreg în care unul e număr întreg, îl obligă și pe asta să fie... Întreg. Nu totdeauna. Ia să vedem. 3 pe 3. Dacă zic, 1 pe dacă 3. Spartem pe X aici egal cu un întreg supra alt întreg, e o fracție. Da. Da? E fracție. Clar, corect. Deci X-ul apare sub formă de fracție. Nu am obligația ca X-ul să fie întreg. De acord cu asta. Altă manevră să fac, eu am scos asta. Dar dacă aș fi scos partea întreaga lui X din egalitatea asta, să te duci pe asta aici, atunci X-ul ar fi fost egal cu. Da. Acum, deci, X egal cu. Deci, X egal cu X ori partea întreaga lui X plus partea întreaga lui X. Atunci X-ul ar fi egal cu X. Nu, cu partea întreaga lui X. Pe lângă X plus 1, nu? Corect. Partea întreagă număr întreg. X plus 1 plus partea întreagă. Trebuie să mă prind de o chestie din egalitatea aceea, trebuie să o folosesc totuși. Exact. Știm, avem așa partea întreaga lui X. E mai mic strict decât X. Mai mic decât partea întreaga lui X plus 1. Avem pe asta. Și acum dacă întorc partea întreagă... Și la partea fracțională ce știu? Nu partea fracțională. Că e cuprins între... 0 și 1. 0 și 1. Da, atât am, da. Partea fracțională este un număr cuprins între 0 și 1. Deci aș fi avut așa, partea fracțională lui X este mai mic egal decât 0, mai mic strict decât 1. Bun. Și dacă mă duc aici, ar fi că, să mă locuiesc pe asta, mm-hmm, ar fi că 0, mai mic egal decât X, partea lui X, mai mic strict decât 1. De aici, dacă pot să-ți trag o concluzie, X-ul e un număr întreg, să fie un număr subunitar. Da. Deci X-ul, numărțit cu partea asta întreagă, să fie între 0 și 1. Dacă
Dacă X-ul ar fi un număr cuprins între 0, între 0 și 1, cu 0, atunci partea întreaga lui X cât ar face? Ar înțelea că partea întreaga lui X este egal cu 0. Și dacă partea întreaga lui X este egal cu 0, identitatea asta ce ar deveni? 0, mai mic decât 0 și mai mic decât 1. Mai mic egal decât 0. Deci X între 0 și 1 ar fi soluție, nu? Da. Deci X între 0 și 1 ar verifica. Între 0 și 1. Dar între 0 și 1 partea întreagă la lui e 0. Să împărțea la 0. Păi, dar nu exact. Deci, asta de aici aș traduce că X nu aparține intervalului 0-1. Deci să am grijă să nu fie între 0 și 1, că partea asta întreagă nu există. Face 0 și fracția nu există. Și atunci, dacă X-ul ar fi între 1 și 2, ia să vedem dacă X-ul e cuprins între 1 și respectiv 2. Atunci, partea întreaga lui X-a face 1 și identitatea ar fi asta de aici. Partea fracționară, știu că între ce ar deveni identitatea asta, ar fi că 0 mai mic egal decât X ori 1, X și mai mic decât 1. În condițiile astea, de la 1 încolo și de la obligă pe X între 0 și 1, cred că X egal cu 1 ar fi soluția. Ia să vedem dacă X egal cu 1. X egal cu 1. Ce s-ar întâmpla? Partea fracțională ar fi 0. Partea întreagă este 1. 0 pe 1 face 0 și egal cu X nu face 1. Nu. Acolo trebuie să-l aflăm pe X. Deci partea fracțională supra partea întreagă și vreau să-l aflăm pe X cât ar da. Păi da. Nu să-l aflăm pe X. Ba, dar așa. Așa trebuie formulat? Da. Aflați pe X. Adică cât este X-ul? Citești încă o dată așa X-ul. Nu, deci e tot o dată. Exact, aia e așa atât. Dar am intrat pe grup și trebuie să-l aflăm pe X. Nu toate numele verifică relația. Deci să se afle X-ul pentru care se întâmplă asta. Da. Ia să vedem dacă X ar fi egal cu 1,1. Ia să vedem ce s-ar întâmpla. Adică încerc să ghicești că nu se dovedesc asta. 0,1. Partea fracțională a lui, partea fracțională lui 1,1 egal cu 1. Partea fracțională lui 0,1. 0,1. Partea întreagă a lui X, a lui X, a lui 1,1 este 1. Partea 0,1 pe 1 se dea 1? Se dea 1,1? Oricum noi am stabilit asta, că nu-i, acolo oricum nu-i ceva... Deci nu e... Nu-i adevăr ăla. Nu-i adevăr tot tipul, dar am căutat un X de forma asta. Păi dacă e 0, da. Dacă X-ul este 0, 0 pe ceva egal cu 0. Da. Așa este. Pentru numărul din 0. Dacă X-ul e 0, partea întreaga lui 0... Păi asta zic. Împărțirea la 0. N-are rost de la aranjarea asta. Nu, dar pentru numărul din 0, mai fi 5. A, 0 și 5, nu de 5, da. Nu. Deci nu e vorba de X și din Z. Tot niște X fracționari. Dar de ce tip sunt aceștia? Partea fracțională lui X. Deci egalitatea, hai să o traducem așa, încă o dată. Partea fracțională a lui X este egal cu log de X, deci partea întreaga lui X plus partea fracțională a lui X. Totul de înmulțit cu partea întreaga lui X. Hai să mai vedem și așa scrierea asta. Ceea ce s-ar traduce prin a spune că dacă înmulțim
ar fi că partea fracțională a lui x este egal cu partea întreagă a lui x la pătrat plus partea întreagă a lui x ori partea fracțională a lui x. Ei, cu partea fracțională este un număr cuprins între 0 și 1, ar trebui toată asta să fie între 0 și 1. Nu? Păi da. Și... deci, cu partea fracționară a lui x e cuprins între 0 și 1, deci ar însemna că 0 mai mic egal decât partea întreaga lui x la pătrat plus partea întreaga lui x ori partea fracționară lui x și mai mic strict decât 1. Dar partea întreagă la pătrat dacă e de la 1 încolo, dacă x ar fi între 0 și 1, partea sa întreagă este 0, nu? Exact. Și nu are voie din aranjare de aici. X-ul nu are voie să fie 0. Aranjarea specială aici mă scoate pe x egal cu 0. Dacă ar fi lăsat așa, scris în forma asta, 0 verifică. X egal cu 0 verifică pentru că partea fracțională 0 este 0, 0 orice, ori partea s-a întreg 0, 0, 0 face 0. Dar aranjarea asta mi-l scoate pe x din zona 0, 1, deci fără 0. X diferă de 0 obligatoriu. Deci, practic, acolo zicem așa, să se rezolve ecuația, nu? Așa înțeleg eu. Da? Nu mai întâlnim. Nu, să vedem totuși dacă găsim... Hai să ghicim o zonă a x-ilor. În ce zonă să fie x și... Dacă ar fi... Deci între 0 și 1, nu. Că partea întreagă este 0. Între 1 și 2, partea fracționare rămâne, supra partea întreagă ar fi 1, să fie egal cu x-ul, care înscrie între 1 și 2. Și asta nu se poate, că partea fracționară este între 0 și 1. X egal cu 1. Nu. Are dat-o acum. Să reducă poful, dar poate invers, da. Poate a dat-o greșit. Dar mai facem și bine, că mine are un echilibru. Nu. Te-ai întrebat dacă a dat-o corect, adică... Dacă este așa sau dacă este așa. Dacă este așa, mă duci... Nu, așa este. Deci dacă mă duci, situația asta mă obligă X-ul să nu le iau 0, iar dacă mă duc în varianta asta, pot să le iau X egal cu 0 și are soluții. În varianta asta nu pot să spun că are x-ul. Și atunci numai x e 0 soluția și alta nu mai e? În varianta asta vorbesc de x egal cu 0. Da. Deci numai x egal cu 0 în varianta asta, în varianta asta... În nu. Varianta aia nu, dar acolo alt x nu mai e decât păi, e egal cu 0, nu, da? Am alt x. Mai x egal cu 0. Pentru că la partea varianta aia e aceeași chestie cu varianta aia? Nu-i. De ce? Scrierea asta de aici presupune numitorul diferit de 0. Niciodată nu uită o fracție, mă văd așa, trebuie să mă asigur numitorul diferit de 0. Asta, în situația în care există, poți să o duc aici. S-a amplificat cu... Când da, în fi putut să fie o greșeală să fie partea întreagă pe partea fracționară egală cu x? Hai să încercăm și așa să gândim. Deci, dacă ar fi partea întreagă... Așa. Partea întreagă a lui x supra partea fracționară a lui x să fie egal cu x? Deci, iată o idee la care gândesc mai ala, să vedem dacă ecuația asta ar avea soluții. Da. Deci, partea întreagă a lui supra partea fracțională a lui x egal cu x. Aici aș
plecat de la ceea ce știu eu, doamne, știu că partea întreagă a lui X e mai mic egal decât X mai mic, da? Mai mic strict decât partea întreagă a lui X plus 1. Aș împărți toată aceasta prin partea fracționară. Da. Sugerând tu chestia asta, mă gândesc să mă întorc. Facem aceeași chestie și aici, nu? Știu că partea fracțională a lui X e cuprinsă între 0 și 1. Împărțim totul prin partea întreagă a lui X. Ca să-mi construiesc fracțiile aici. Corect. Și atunci împărțim prin partea întreagă a lui X, apare că 0 supra ceva face 0, mai mic egal decât partea fracțională a lui X supra partea întreagă a lui X, care e mai mic strict decât 1 supra partea întreagă a lui X. Nu? Iar cum e dată partea fracțională cu partea întreagă egal cu X, de asta s-ar traduce, mă opresc pe asta cu X, și ar fi așa, că 0 mai mic egal decât X, mai mic decât 1 pe partea sa întreagă. Deci e vorba de X și cuprins în 0, de la 0 și cu 0, dar noi avem diferit de 0 până la 1 pe partea sa întreagă. Și cum partea sa întreagă nu poate fi 0, e cu numai 1? Păi cum? Parcă suntem în contradicție. 0 e până în 1, fără să-l atingă, nu? Deci aș avea acum răspunsul. Că e vorba de X și care aparțin de la 0 deschis la 1 pe partea sa întreagă. Adică, dacă eu iau pe X egal cu 2,7, să zic, atunci ar fi de la 0 la 1 pe partea sa întreagă. Adică 0 deschis, fără să luăm pe 0. Fără să luăm pe 0, da. Dar aici iarăși mă duc în situația dificilă. Că în clipa în care X ar fi 2 și ceva, nu este între 0 și 1 pe partea sa întreagă. X-ul, dar zic 2 și ceva. Da, acolo... 0, 0, e o contradicție, nu? Deci dacă X e egal cu de la 0 încolo până la 1 pe partea sa întreagă, eu n-am voie să fie în anumitor partea întreagă să fie 0. Da? Da. Și atunci să obligat 1 trebuie să-l luați, că 1 și... pe 1 e cuprins între 0 și 1. Dar 1 nu trebuie să-l atingă și atunci ce ați făcut? Deci nici 1 nu poate să fie soluție. Și atunci și nici 0 nu poate să fie soluție. Și atunci cine? Cred că este dat greșit. Nu poate să fie așa. Nu poate să fie așa pentru că din ce am luat, hai să le luăm încă o dată. E vorba de partea întreagă a lui X, cuprins între 0 și 1. Partea fracțională. Partea fracțională între 0 și 1. Am împărțit totul prin egalitatea asta, prin partea întreagă. Corect. Și s-a dus la 0 mai mic partea întreagă pe partea fracțională, mai mic decât 1 pe partea întreagă a lui X. Da. Și înlocuind-o pe asta cu X, înseamnă că X-ul este cuprins de la 0 până la 1 pe partea sa întreagă. Și pe partea sa întreagă număr întreg, nu? Da. La număr întreg atunci poate să fie și 2. Păi da, dar dacă iau... X-ul dacă e între 0 și 1, cum să fie 2? Nu poate să fie. Deci e o contradicție. Haideți să lucrăm și așa. Deci aici apare clar. Contradicție. Hai să vedeți încă o dată în gândire, fete, că acum v-ați zis tot. Hai că mă zice și eu acum. Vreau și eu. Insist încă o dată cum... Deci eu am plecat de la ceea ce știm cu toții. Că 0, că e partea sa fracțională, e cuprins între 0 și 1. Da.
Ei, împart toată așa asta prin partea sa întreagă. Ca să-mi construiesc membru strâng. Da. Acum trebuie să gândim așa. Dacă e vorba de un X... Între 0 și 1. Nu, dacă e vorba de un X pozitiv, partea sa întreagă, e așa cum spuneți. Noi am gândit aici tot timpul pe varianta când am împărțit în ideea că X ar fi pozitiv. Și atunci partea întreagă, știți, e... Dar dacă X-ul e negativ, cum ar fi? Dacă X-ul ar fi egal cu minus 1,5, partea întreagă a lui X ar fi egal cu minus 2 și în primul împărțit se schimbă sensul inegalității. Mm-hmm. Nu? Trebuie să vedem așa.